Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu fotbalul din Liga Secundă. Etapa cu numărul 15, ultima din 2020 la Slobozia. Unirea o întâlnește pe Petrolul Ploiești. Sunt 12 meciuri rămase de disputat în 2020, 10 din această rundă cu numărul 15, mai sunt și două restanțe care se vor disputa până la finalul acestui an. Sunt în desfășurare meciurile care au început la ora 11, vă vom ține la curent cu rezultatele înregistrate în aceste partide. Îl vedem pe Vlad Băban, arbitrul acestei partide, din Iași, are 31 de ani și oficiază în Liga a doua din 2018. Craiova Buzău 1-1, ultimul meci pe care l-a arbitrat, a fost și rezervă la câteva meciuri din Liga 1 în acest sezon. Cele două echipe, oaspeții, cu Chitanov în poartă, Mondragon, Huja, Myers și Țicu în defensiv, apoi Constantinescu, Lax, Salifu, Vaiuși, Roig și Buhăescu, antrenor Viorel Moldovan. De partea cealaltă, Unirea Slobozia cu Poiană în poartă, Ghiță, Lazăr, Dinu, Ibrian, Chebac, Suciu, Adăscăliței, Trucă, Moldovan și Toma. Un început cu Petrolul în atac. A fost Armando Vaiuși puțin mai devreme la minge. Îl vedem și pe Viorel Moldovan. Probleme la Petrolul, nemulțumit fostul internațional de evoluția din ultima perioadă și de rezultate, evident. Petrolul avea pe locul 10 înaintea acestei runde cu 18 puncte. E adevărat, un clasament destul de strâns, diferență mică față de primul loc de play-off. Unirea Slobozia este pe 15. Așadar, la 5 locuri în spatele Petrolului, dar diferența este de doar 3 puncte. În cazul unei victorii, Unirea o va egala la puncte pe Petrolul. Probleme mari cu coronavirusul în continuare au fost în ambele echipe. Lovește din nou la Slobozia antrenorul principal și unul dintre secunzi, Nenache Costea, antrenorul principal diagnosticat cu COVID, nu poate sta pe bancă, este prezent acolo. Secundul său, Adrian Cristea, bulversat acest sezon și în Liga Secundă de pandemia de coronavirus. Multe echipe au avut probleme, multe meciuri amânate, altele decise la masa verde, cum a fost și cazul unui meci pierdut de Unirea Slobozia în fața celor de la Slatina. Un regulament contestat vehement de majoritatea echipelor. Unirea Slobozia a avut mai multe cazuri de COVID, meciul cu Slatina a fost amânat, apoi la reprogramare Oltenia a fost în aceeași situație. Și pentru că regulamentul prevede că echipa care a amânat prima oară meciul, a avut prima oară probleme, va pierde la masa verde, Slobozia, iată, a rămas fără 3 puncte, a pierdut un meci fără să-l fi disputat pe teren. Și s-a mai întâmplat acest lucru într-un alt meci. Mi-aduce aminte de întreg scandalul de la Universitatea Cluj-Farul. Revenind la meci, Unirea Slobozia este o echipă care s-a descurcat destul de bine acasă, a cetat greu puncte pe teren propriu. Tocmai asta spunea și Viorel Moldovan și își avertiza jucătorii înaintea partidei. La Slobozia a pierdut Turis, iar Dunărea, Călăraș, Craiova 1948 și Mioveni au luat doar câte un punct. Echipe care
sunt în prima parte a clasamentului cu pretenții la, la play-off. În plus, nici calitatea gazonului nu este extraordinară și, evident, echipa mai tehnică are de, de suferit din acest punct de vedere. Ujea face bine, protejează bine aici și lasă mingea în afara terenului. Jucător, un fundaș foarte masiv, Marian Ujea. Un româno-portughez, dacă putem spune așa, pentru că este născut în, în Portugalia. Părinții sunt români, are 21 de ani și a evoluat pentru naționala sub 18 ani a Portugaliei. O pătrundere acum. Mingea iese în afara terenului. A fost o fază puțin mai devreme, la care cei de la Slobozia au acuzat un faul și au cerut lovitură liberă. Este căzut pe gazon jucătorul Unirii. Un... Da, iată intervenția asupra lui Adrian Moldovan. Se resimte jucătorul Unirii. Probleme la genunchi. Ar fi o problemă dacă Adrian Sabin Moldovan nu va mai putea continua. Nu e o bancă de rezerve foarte puternică pe, la cei de la Unirea. Iar acest Sabin Adrian Moldovan este un jucător de bază, are 21 de ani și a fost 3 ani în lotul celor de la Politehnica Iași și e drept împrumutat un sezon la Alexandria. Din 2019 a semnat cu Unirea, dar se pare că, că poate continua, se va relua jocul cu degajarea lui Ionuț Poiană. Ionuț Poiană, un jucător crescut de, de FCSB, a trecut și pe la Luceafărul Oradea. A venit în acest sezon la nou promovată Unirea Slobozia. Destul de fragmentat jocul, 7 minute cu multe faulturi. A fost de această dată intervenția neregulamentară a lui Salifu. Vorbeam de meciurile care au început la ora 11. La pauză, Concordia CSM Slatina 1-2, CSM Reșița Ripensia 2-0, Farul Csíkszereda 0-0, Gloria Buzău Aerostar 0-1, Pandurii Universitatea Craiova 1948 1-1, Turnu Măgurele Comuna Recea 0-0. Așadar, câteva rezultate surprinzătoare. Pandurii deocamdată reușesc să, să o țină în șah pe Craiova. Buzăul condus acasă de Aerostar, iar Turnu Măgurele de asemenea nu reușește deocamdată să facă diferența în meciul cu Comuna Recea. De altfel, au fost multe rezultate surprinzătoare în acest sezon de Liga Secundă. Un prim șut încercat către poarta gazdelor a fost Buhăescu din marginea careului, dar nu a lovit așa cum, cum și-ar fi dorit. Sunt, spuneam, 10 meciuri în această etapă. Vor mai avea loc două restanțe din runda cu numărul 13. Universitatea Cluj Ripensia, respectiv Ripensia Farul. Vor intra echipele din Liga a doua într-o mică vacanță până la finalul lunii februarie.
spuneam mică pentru că ne obișnuiam ca sezonul în Liga Secundă să se rea în luna martie. Oricum și această primă parte a sezonului se încheie mai târziu față de sezoanele precedente. Un campionat într-un nou sistem de desfășurare. Primele șase echipe merg în play-off, însă fără a se mai face înjumătățirea punctelor. Vom avea un play-off foarte interesant și e posibil ca până în ultima etapă din sezonul regulat să nu știm numele tuturor echipelor care vor evolua în play-off. Destul de mult echilibru părea să se distanțeze, să fie net superioară celorlalte echipe. Craiova 1948, iată însă că lucrurile nu stau deloc așa. În ultimele etape și oltenii au înregistrat rezultate negative. Pasă în adâncime pentru Buhăescu, o minge care este preluată de Ionuț Dinu. Acesta este Vlad Suciu. Dar poate cel mai surprinzător rezultat din acest moment, Panduriu Craiova 1948, 1-1, un meci între ultima și prima clasată. Mâine se mai joacă CS Mioveni Viitorul Pandurii, iar de la 13:30 de minute derbiul acestei etape ASU Poli Rapid. Da, răspuneam, cortina este trasă marți după Cluj Dunărea Călăraș, meci restanță. Țicu pentru Buhăescu, aflat în offside, nu e de acord cu semnalizarea de la margine. Spuneam că Vlad Boban e la centru, ajutat de Marius Bălan din Dej și de Ionuț Peanu din Cluj-Napoca. Și pare să nu fi fost offside. E adevărat, unghiul nu e foarte concludent. Atac pozițional al gazdelor acum, o minge care ajunge la Robert Ghiță. Acum Vlad Suciu. Da, mingea sare destul de rău, dificil de controlat balonul. Iată și o primă ocazie în contul gazdelor. A fost șutul decarului Constantin Toma, capitanul echipei. O intervenție a lui Kitanov. Totul a pierdut de la mingea pierdută ușor de Vaiușii. Lovitura de colț pentru gazde, același Constantin Toma. Agitație mare în careul Petrolului. A reușit să respingă, însă Mondragon. De remarcat intervenția foarte bună a lui Kitanov la șutul expediat de Constantin Toma, portarul bulgar de 25 de ani, care a venit la Petrolul de la Astra Giurgiu. Un goalkeeper cu peste
20 de meciuri în naționala de tineret a Bulgariei. Și care a fost timp de 3 sezoane în lotul celor de la CSKA Sofia. După un început mai bun al Petrolului, Slobozia preia controlul, a venit și acea ocazie a lui Toma din minutul 13. Aici a căzut în marginea careului a Dăscăliței, însă a lăsat jocul să continue Vlad Boban. Din nou nemulțumire în tabăra gazdelor. Excelent, se descurcă Vlad Suciu. Offside. Acum este offside. Am văzut o primă semnalizare ceva mai devreme pe atacul ploieștenilor. A apărut una eronată. Se afla în poziție regulamentară jucătorul Petrolului. Poate vom avea o reluare concludentă și la această semnalizare pe atacul Sloboziei. Am trecut de primul sfert de oră. Un sfert de oră echilibrat, o singură ocazie în contul gazdelor. Petrolul a șutat și ea odată către poarta lui Ionuț Poiană Bucăescu, însă la 1,2 m de poartă. Ghiță încearcă să schimbe partea. A căzut Constantinescu, jocul continuă. Craiova marchează, preia din nou conducerea, 2-1 la Târgu Jiu cu Pandurii. De asemenea, Concordia Chiajna întoarce rezultatul după ce a fost condusă de Slatina. 2-1, este acum 3-2 pentru Concordia. Un singur meci în care nu s-a marcat până acum, în Constanța Cixere, da? 0-0 în continuare. Vorbim de meciurile care au început la ora 11. Petrolul aici cu o minge pentru Vaiușii. Mai departe, urcarea lui Țicu, vine centrarea, nicio problemă pentru Ionuț Poiană. Petrolul și-a mai refăcut un pic moralul după victoria din Cupa României. N-a fost un meci strălucit, o victorie în fața Ceahlăului, echipă din Liga a treia. Petrolul a fost condus, a revenit pe final și s-a impus cu 2-1, o calificare în optimile Cupei României. Însă obiectivul sezonului pentru Petrolul nu este Cupa României, ci calificarea în play-off pentru play-off-ul de promovare. Așteaptă suporterii Petrolului de ceva vreme. Nici anul trecut lucrurile nu au stat foarte bine pentru gruparea ploieșteană. Însă obiectivul nu e deloc, spuneam, compromis în condițiile echilibrului foarte mare existent în acest sezon în Liga Secundă. O mică surpriză și în farul Cixere, dar oaspeții deschid scorul.
Pericol aici, minge trimisă în fața porții. Intervenție de ultim moment a lui Ionuț Poiană. 1-1 la ocazii mari de gol. După ratarea lui Toma, Petrolul aici are o șansă bună. Ce pasă de Vaiușii. Minge trimisă pentru reluarea lui Buhăescu. A fost centrarea lui Roy. Ce intervenție a avut Ionuț Poiană. La fel de bine a apărat și Chitanov la ocazia lui Toma. De remarcat însă pasa dată de Vaiușii pe culoar. Vaiușii sărbătorit de coechipieri acum două zile la împlinirea 29 de ani. Vorbeam de acest echilibru din Liga Secundă, un echilibru despre care vorbea și antrenorul Enachie Costea. Din păcate pentru el nu poate sta pe bancă, spuneam afectat cel de coronavirus. Spunea că e mai echilibrat ca oricând acest sezon de Liga a doua și amintea de diferența între locul 4 și locul 13, o diferență de doar 6 puncte. Doar două etape se poate răsturna totul, declara Menachie Costea. Da, să vedem dacă mai ajunge Constantinescu. Da, trimite în fața porții Vaiușii, dar primul la minge este Robert Ghiță. Cât pe ce să facă un doi cu un adversar acolo, Țicu aici căutat cu insistență Vaiușii în acest flanc stâng. Din nou momente bune de joc ale Petrolului, nu e fault aici, Vaiușii, lângă el este Țicu. Vaiușii intră în combinație cu Roy, minge în fața porții. Venit lansat Constantinescu. Început să iuțească un pic ritmul de joc Petrolul. Îl vedem pe cel care a reluat cu capul din plonjon, Constantinescu. O nouă acțiune cursivă de atac a Petrolului la finalizare, acest puș de 18 ani, Mihai Alexandru Constantinescu, crescut de Petrolul. Aici e fault. Nu a fost vorba de un duel umăr la umăr între Lazar și același foarte activ în ultimele minute, Constantinescu. Da. E fault. Lovitură liberă pentru oaspeți, am depășit deja jumătatea primei reprize.
destul de periculos și mingea intră în plasa porții. Nu știu dacă a fost atinsă de Huja. Oricum, fanionul rămâne jos și Petrolul deschide scorul în minutul 24 după o fază fixă. Da, atinge mingea Huja. Rămâne întrebarea dacă a fost și o deviere în prealabil acolo a lui Mondragon. Poate vom mai avea o reluare dacă a fost sau nu offside, dar nu, cred că Huja a venit, se afla în poziție regulamentară în momentul executării loviturii libere. Asistentul de pe această parte a semnalizat un offside eronat în debutul partidei. Așadar, Petrolul marchează și trece în avantaj, un cartonaș galben pentru pentru cineva de pe banca Unirii Slobozia. Au reclamat offside la această fază. Petrolul mai activ în ultimele minute. A urcat foarte bine Huja. Acolo cred că oricum mingea ar fi intrat în poartă. Ezitant însă și Ionuț Poiană n-a ieșit. A stat undeva în apropierea liniei porții. Și Marian Fernando Huja reușește să deschide scorul. Semnat în septembrie cu Petrolul. Belenenses, Watford și Koge din Danemarca, echipele pe la care a trecut acest fundaș de 21 de ani și 1,92 m. S-au apărat rău cei de la Unirea Slobozia, e adevărat, și lovitura liberă a fost bine executată. Vaiușii, tot ploieștenii rămân în ofensivă, încearcă să profite de aceste ușoare momente de derută din defensivă. Se audă din nou de pe margine și de la Slobozia, care susțin că a fost offside mare la faza golului. Da, nu se oprește acea voce de pe margine care acuză offside la golul reușit de ploieșteni. Să sperăm că nu-l vom auzi până la finalul meciului, pentru că oricum nu se mai poate schimba nimic. Aici șut bun a fost eroi. Intervine, prinde în doi timp Ionuț Poiană. Două absențe la Petrolul, Ibrahim Diara și Daniel Enache. Ambii s-au accidentat în frângerea usturătoare, acel 1-4 cu Aerostar Bacău. E drept, atunci Viorel Moldovan a avut mulți jucători indisponibili. În continuare lipsește și Matiș. Robert Ghiță, centrare, minge respinsă de Huja. O cădere în marginea careului, faza continuă și e fault în atac și probabil cartonaș galben pentru Adrian Moldovan.
Își făcuse prea lungă mingea și apoi... Da, faultat, putea să evite contactul moldovan. Avertizat de centralul Vlad Boban. Da, din nou contestă cei de la Unirea, apreciind că a fost un fault prealabil la pătrunderea lui Constantin Toma. Un singur meci pierdut pe teren propriu până acum de Unirea Slobozia în acest sezon, 0-2 cu Farul Constanța. Vorbeam în startul partidei de evoluțiile bune în fața echipelor de top, în fața cărora nu a pierdut Unirea. Dunărea, Călăraș, Craiova, Mioveni și Turis. Toma minge lungă, după care aleargă, trucă, faultează însă. Gloria Buzău a egalat 1-1 acasă cu Aerostar, iar Comuna Rece a deschis scorul. Da, dacă mingea este atinsă de Mondragon, atunci e offside, dar nu se vede exact. În momentul centrării era în poziție regulamentară Hujea, dar pe direcția balonului s-a interpus și Mondragon. Dar nu se vede foarte clar dacă el atinge acea minge, pentru că dacă e așa, atunci a fost offside. Oricum o fază dificilă. Goluri multe, niciun meci fără goluri în această etapă, numai puțin de 5 în Concordia, CSM Slatina 3-2. Și mai e de jucat un sfert de oră din meciurile care au început la ora 11. Unirea acum cu centrare slabă lui Adăscăliței, rămân însă în posesie jucătorii lui Enache Costea. Mingea aruncată în careu, a respins Hujea, foarte bine Vaiu și pot pleca pe contraatac ploieștenii. Nu ajunge însă Roig, responsabilizat cu banderola de capitan, jucătorul spaniol, care a trecut și pe la Mallorca, 46 de meciuri și un gol pentru Mallorca. Însă ultima echipă la care a evoluat a fost Sundsvall din Suedia. ...26 de ani are acest Paul Roig Rodriguez. Hujea nu se află la prima reușită stagională, a punctat și în remiza cu Gloria Buzău 1-1.
Însă, imediat după gol, a comis un penalti. În continuare acea voce de pe margine care reclamă offside-ul la faza golului. Ca o picătură chinezească. Aici o pătrundere a lui Constantinescu, e un jucător de viteză, centrare pentru Roig. Evită cornerul în ultimul moment, Florinel Ibrian. Pandurii reușesc din nou să egaleze 2-2 cu PC Universitatea Craiova 1948. Dovada acelui echilibru despre care vorbeam, iată, prima clasată nu reușește, sau probabil dacă va reuși, foarte greu să se impună pe terenul ultimei clasate. Din etapa a patra, pe primul loc Oltenii. Șansa aici pentru Unirea, așteptat prea mult să șuteze Moldovan și este blocat. A fost intervenția lui Myers. Se descurcase bine Moldovan, Myers, după ce a greșit încercând să trimită către portar, a izbutit să-l blocheze în ultimul moment pe Moldovan. Bart Myers, un jucător olandez care a evoluat la Almere ultima oară. Jucat în Liga Secundă la Breda și Helmond, apoi spuneam la Almere, și acesta n-a semnat cu Petrolul, are 23 de ani. Se îngroașe gluma la Constanța, farul Cixere, da, 0-2. Centrarea lui Toma, moldovan, un șut mult pe lângă, însă încearcă și această variantă a șutului de la distanță cei de la Slobozia. Se reia jocul cu degajarea lui Kitanov. Continuă să se marcheze. Turis egalează meciul de acasă cu Comuna Rece, 1-1. Peste tot, practic, cel puțin două goluri marcate, exceptând această partidă, care a început însă la ora 12. Avem, iată, o ultimă etapă bogată în goluri, spectaculoasă și cu multe rezultate neașteptate, surprinzătoare. Minge la Roig, se demarcă Vaiuș și către el se duce această minge. A încercat să-l lobeze pe Ionuț Poiană, era dificil. Bravo, 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 bravo.
Oricum încă o fază bună a Petrolului, pe de altă parte și Unirea. După câteva minute de uluială, ca să spun așa, după golul reușit de Petrolul, iată, revine în ofensivă, a avut o șansă bună puțin mai devreme, dacă Moldovan reușea să se hotărască mai repede să șuteze. Iată această pasă pentru Vaiuși. În marcaj Robert Ghiță, Vaiuși a reușit să reia, însă nu suficient încât să-l păcălească pe Ionuț Poiană, ieșit în întâmpinare. Gabriel Lazar trimite în afara terenului. Doar CSM Mioveni și CSM Reșița au marcat mai puține goluri cât Slobozia în acest sezon. 12 reușite doar pentru Ialomițeni. Jumătate dintre ele reușite de Moldovan și Toma, ambii cu câte 3 goluri în acest sezon. Preia Vaiuși, învăluie Țicu. Țicu, centrare un pic cam lungă, nu mai poate ajunge Constantinescu. Cinci minute până la finalul primei reprize. Construiesc cu răbdare acest atac pozițional, cei de la Slobozia, Florinel Ibrian. Buhescu rămâne ceva mai avansat în pressing, o minge lungă, însă doar pentru Kitanov, care plonjează și prinde această minge. Văzut epuizat pe Țicu. Multe sprinturi în flanc, se bate Buhescu pentru această minge, acum marcatorul golului Hujea. A faultat Vlad Suciu, îl ține de tricou pe Buhescu. Hujea. Până la urmă scurt la Țicu. Offside, Roic, după pasa venită de la Salif. Amidou Salif, un jucător ghanez, 28 de ani. Trecut pe la echipe, aș spune, importante din Italia, Brescia, Fiorentina, Perugia, Modena și Catania. Interesant, când evolua la Fiorentina și a făcut debutul într-un meci din aprilie 2011, a intrat în locul lui Adrian Mutu. Chiar el faultează aici și primește cartonașul galben.
Să nu uităm că Petrolul a deschis scorul dintr-o astfel de lovitură liberă, execută Toma. Și ce ocazie ratează gazdele. N-avea ce să mai facă aici Kitanov. Mingea s-a dus puțin pe lângă. Am impresia că Gabriel Lazar a fost cel care a șutat. Într-adevăr, Gabriel Lazar, pe final de primă repriză, ratează o ocazie mare. Fazele fixe pun probleme ambelor defensive, iată. Da, vorbeam de acel amănunt interesant cu Hamid Salifu, care și-a făcut debutul în Serie A, tricoul Fiorentinei, într-un meci contra Cagliari, înlocuindu-l pe Adrian Mutu. Avea atunci 19 ani. N-a reușit însă să confirme la Fiorentina și a fost împrumutat la echipe din eșaloanele inferioare. Un ultim atac probabil al celor de la Unirea Slobozia, pentru că suntem deja în prelungiri. Nu fluieră Vlad Boban la o nouă cădere a unui jucător de la Unirea. Buhăescu pleacă pe contraatac. Îl așteaptă pe Vaiușii. Buhăescu întârzie și este blocat în momentul șutului. Lovitură liberă acum, chiar că este ultima fază, se grăbește să execute Moldovan. Evident, cei de la Petrolul încearcă să întârzie executarea loviturii libere pentru a se regrupa. Același Constantin Toma. Și așteaptă colegii să urce. În mod normal e mingea lui Kitanov, așa se întâmplă. Ultimul fluier al arbitrului Vlad Boban în această primă repriză la Slobozia. Unirea este condusă de Petrolul, gol marcat de cel pe care îl vedem acum, Hujea, după o fază fixă, o lovitură liberă la care gazdele au acuzat